Mergem toți, da? Și după ce ne plecăm pe genunchi. Haideți să ne plecăm pe genunchi. Amin. 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 Dragii mei frați și surori, vă spun tuturor, bună seara și bine ați venit la biserică. Îi mulțumim că la mijlocul acestei săptămâni, ca la mijlocul fiecărei săptămâni, Dumnezeu a fost generos și ne-a dat ceasul acesta, un ceas de liniște și de pace. Prețuiți lucrul acesta. Și prețuiți-l prin mulțumiri la adresa lui Dumnezeu și prețuiți-l prin a vă autoprovoca să nu lipsiți de la momentele de închinare. Nu știu dacă suntem mai buni ca cei care n-au venit. 100% nu suntem mai buni. Poate că unii sunt mai buni dintre cei care n-au venit. Dar 100% faptul că ați pus lucrul, ceasul acesta deoparte pentru Dumnezeu e scris. Asta e 100%. Și înmulțiți, dacă se poate, situațiile în care Dumnezeu să scrie ceva în dreptul vostru legat de viața de credință. Și cu cât acestea vor fi mai multe, cu atât situația voastră va fi mai bună înaintea lui Dumnezeu. Îi mulțumim pentru asta. Amin. Aș dori, dragii mei, ca în seara aceasta să punem în discuție un lucru foarte important pentru vremea în care ne aflăm.
Există o bătălie pe viață și pe moarte pentru ca Dumnezeu să fie exclus din viața oamenilor. Și bătălia aceasta pe viață și pe moarte este dată pe mai multe fronturi. Și frontul cel mai de succes, unde Dumnezeu poate să fie scos din viața oamenilor, este cel din biserici. De ce? Pentru că atunci când un om se află într-o biserică, are foarte puține antene pornite care să judece ce se întâmplă acolo. Dacă la serviciu cineva vrea să scoată pe Dumnezeu din viața ta, toate antenele sunt pornite și refuzi. Nu crezi. Dacă în presă sau la televizor sau în politică cineva încearcă să scoată pe Dumnezeu din viața ta, toate sistemele tale de cuget, de suflet sunt pornite și refuzi. Dar omul credincios, creștinul în general și noi în mod special, când suntem la biserică, toate antenele sunt oprite, pentru că aici suntem siguri. Și frontul cel mai de succes de a scoate din inima oamenilor pe Dumnezeu a fost de-a lungul secolelor locul de închinare. Dacă ne uităm după anul 300 în istoria creștinismului, locul unde a fost scos Hristos din viața oamenilor a fost în biserică. Și lucrul acesta a continuat sute și mii de ani. Și lucrurile nu se schimbă prea mult, pentru că aici sunt oamenii care l-au pe Hristos și aici trebuie să ajutați să nu-l mai aibă. Aș dori să citim un verset sau două din Epistola lui Iacob și apoi să punem în discuție un lucru foarte important. Iacob, capitolul 4, versetul 7 și 8. El spune așa. Deci, Iacob, capitolul 4, versetele 7 și 8. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățați-vă mâinile păcătoșilor, curățați-vă inima oameni cu inima împărțită. Amin. Amin. Mesajul din seara aceasta are ca titlu o poruncă sau un imperativ sau o maximă, cum vreți să o numiți. Și sună în felul următor. Țineți-vă numai de Dumnezeu. Repet, țineți-vă numai de Dumnezeu. E greu lucrul acesta. Sau este străin obiceiului pe care l-au oamenii de a se baza pe lucrurile pe care le pot verifica, pe care le pot cuantifica, pe care le pot controla. Adică, de obicei, când pleci într-o călătorie, te bazezi pe o mașină pe care tu poți să o verifici.
îi faci revizie, îi faci controle, îi faci toate și după ce tu constați că este în regulă, pleci pentru că te bazezi pe ea, pentru că tu poți să o controlezi. Dacă te duci cu trenul sau cu avionul sau cu altcineva, cu mașina, procentul de credibilitate scade puțin, dar nu mult. De ce? Pentru că știi că trenului s-a făcut o revizie și oamenii au putut să verifice dacă trenul este în regulă sau nu. Sau avionului s-au făcut niște revizii și știi că a putut să fie controlată starea de funcționabilitate a avionului și din cauza asta te duci cu el. Dar cu mijloacele de transport sau cu realitățile despre care nu știi că pot fi verificate starea lor tehnică, nu te simți atât de confortabil sau nu te simți deloc, chiar refuzi să te duci. Ei, a te ține numai de Dumnezeu, pe care nu poți să-L verifici dacă e în regulă sau nu, pretinde un act de curaj sau chiar de irresponsabilitate. Pasajul pe care îl citesc spune așa: supuneți-vă darul lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului. O să vi se pară dramatic ce urmează să vă spun în seara aceasta, dar în expresia împotriviți-vă diavolului, de fapt, se include sau sunt incluse toate realitățile care nu sunt Dumnezeu. Adică supunerea, ținerea mea, trebuie să fie numai în relație cu Dumnezeu. Și toate celelalte realități care nu sunt Dumnezeu, trebuie să mă împotrivesc lor. Pentru cei care predicăm, pentru cei care practicăm o viață de credință, pare ușor sau pare ușoară situația aceasta. De ce? Pentru că în mintea noastră suntem oamenii care ne ținem doar de Dumnezeu. Un lucru care ne scapă nouă din vedere și despre care vreau să vă vorbesc în seara aceasta este că noi confundăm pe Dumnezeu. Și de multe ori starea noastră de certitudine, starea noastră de pace, starea noastră de siguranță nu ne-o dă ținerea de Dumnezeu, ci ținerea de o realitate pe care o confundăm cu Dumnezeu. Și acest tip de înșelăciune sau de auto-înșelăciune este tot mai des între oamenii pocăiți. Este tot mai mult. Și din cauza aceasta, oamenii de bună credință, care sunt pocăiți așa cum suntem noi, sunt tot mai mulți cei care nu se țin de Dumnezeu, ci se țin de o realitate pe care o confundă cu Dumnezeu. Și aș vrea în seara aceasta să vă dau câteva exemple de realități pe care le putem confunda cu Dumnezeu. 1. Liniștea sufletească. De multe ori, în situații de tensiune, dintr-o dată după ce ne vin niște gânduri și facem niște acțiuni, dobândim o liniște sufletească fantastică. Și noi spunem, am eu simțământul ăsta că e de la Dumnezeu felul cum am făcut. Dar de ce ai? Pentru că am liniște sufletească. Și confundăm pe Dumnezeu cu liniștea noastră sufletească. Iar oamenii care fac această confuzie sunt extrem de mulți. Iar noi facem această confuzie extrem de des.
Prorocul Isaia spune așa: dacă vei păzi poruncile mele, pacea ta va fi ca un râu și liniștea ta ca valurile mării. Deci dacă eu am o liniște sufletească, un confort spiritual, care nu rezidă din ascultarea punctuală de porunci, înseamnă că am de-a face cu o confuzie. Eu nu mă țin de Dumnezeu, ci mă țin de Cel căruia mi-a spus Dumnezeu să mă împotrivesc. Adică mă țin de diavolul sau de un reprezentant al lui sau de un gând care decurge de la el. Nu? Încerc să vă dau un exemplu. Ești la școală, la un extemporal. Sigur, copiii vor înțelege ca și noi de bine exemplul ăsta. Și îmi dă extemporalul. Și când îmi dă extemporalul și îmi dă subiectul la extemporal, constat că nu știu nimic. Și am de ales. Să zic, domnule, n-am învățat, iau 4 și asta e. Sau copii și iau un 7, un 8 sau un 10 și mi-a rezolvat situația. Dacă decid să nu copii și să fiu moral, voi avea o neliniște sufletească. Iau 4, cum îl corectez, află mama, mă ceartă, față de ceilalți colegi ești prost, rămân într-un zbucium sufletesc. Dacă copii și iau o notă mare, am liniște că n-o să iau 4, am liniște că n-am nicio problemă cu ceilalți colegi și am liniște interioară pentru că mama n-o să fie supărată că am luat 4. În care caz mă țin de Dumnezeu și în care caz nu mă țin de Dumnezeu? Răspundeți! În cazul în care rămân cu neliniștea, cu zbuciumul și cu ocara, mă țin de Dumnezeu. Și în cazul în care am liniște și pace sufletească, mă țin de cine? De diavolul! De diavolul! Este o confuzie foarte mare pe care noi o facem de la exemplul acesta mărunt. Încercați să-l preluați în toată viața voastră. Iar Scriptura spune așa: supuneți-vă dar lui Dumnezeu. În cărțile lui Moise, în Deuteronom, dacă nu greșesc, Dumnezeu notează următorul lucru, zice: tu să te ții în totul totului tot numai de Domnul Dumnezeul tău. Împotrivește-te diavolului, împotrivește-te versiunilor care îl înlocuiesc pe Dumnezeu. Pentru că trăiești într-un secol în care bătălia este pe viață și pe moarte să fie scos Dumnezeu din viața ta și înlocuit cu orice, cu cântări, cu rugăciuni, cu închinări, cu festivități, cu acțiuni, cu misiune, cu orice, numai să nu-L ai pe Hristos. Iar toți acești înlocuitori al lui Hristos te duc unde? Într-o rătăcire veșnică. Eu și tu ne trudim să credem că ne ținem de Dumnezeu, dar nu cumva noi L-am înlocuit cu o liniște sufletească care derivă din neascultare. Câte unii dintre noi, când povestim despre ceva ce stă scris, răspund: domnule, eu așa cred. Și asta îmi dă liniște și gata. Păi da, mă, dar uite cum scrie. Domnule, eu nu înțeleg așa. Eu înțeleg, uite, așa înțeleg și am pace. Nu mă tulbura. Și dintr-o dată, tu te ții în totul totului tot și te supui față de cine? Față de liniștea ta falsă și nu față de Dumnezeu. Deci problema mea și problema voastră, dragii mei frați, nu este
că în cugetul nostru n-am decis să ne ținem de Dumnezeu. Ci problema mea și problema voastră poate fi că îl confundăm pe Dumnezeu. Îl confundăm pe Dumnezeu. Și prima sau o realitate cu care îl confundăm sau cu care îl înlocuim este liniștea sufletească pe care noi o avem. Nu, dragii mei, nu este argumentul. Doi, zice aici, supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Doi, Dumnezeu îl înlocuim uneori sau îl confundăm uneori cu unii oameni cărora le dăm un drept suprem asupra vieții noastre. Dragii mei, sunt sau pot să fie oameni de foarte mare calitate duhovnicească și în același timp de foarte mare acuratețe biblică. Există păstori sau există frați și surori în biserică despre care știm că tot ce zice este scris. Și putem verifica asta. Și Domnul să fie lăudat că există astfel de oameni. Dar câți dintre aceștia pot sta în locul lui Dumnezeu pentru cineva? Câți? Niciunul. Niciunul. Dragii mei, vă rog să auziți ce spun. Nu să credeți. Să auziți ce spun. Nici unul nu poate să stea în locul lui Dumnezeu nici pentru mine și nici pentru tine. Și nu oameni, nici îngeri nu pot să stea în locul lui Dumnezeu. Când a venit solul ceresc la Ioan pe insula Patmos și l-a văzut Ioan, nimeni s-a aruncat la pământ. Și îngerul i-a zis, ferește-te să faci o trăznaie ca asta, ridică-te repede în picioare. Și eu sunt un slujitor ca și tine, ca și tine. Un al doilea portret cu ajutorul căruia noi îl înlocuim pe Dumnezeu și avem impresia că ne ținem de Dumnezeu și noi de fapt nu ne ținem de El, sunt preferențial anumiți oameni religioși. Dragii mei, țineți-vă numai de Dumnezeu. Zice aici așa, supuneți-vă dar lui Dumnezeu. Nu recunoașteți o altă autoritate. Trăiți în pace cu cei care vă servesc. Trăiți în pace cu cei pe care îi serviți. Purtați-vă în așa fel încât cei care vă servesc să vă iubească. Și serviți-i în așa fel pe cei care vă sunt superiori încât să vă iubească și să-i puteți iubi. Dar țineți-vă numai de Dumnezeu. Și împotriviți-vă oricărei imitații, oricărei înșelăciuni, oricărui gând din voi, cu ajutorul căruia puteți să îl înlocuiți pe Dumnezeu. Așa să vă pun o întrebare. Să presupunem că sunteți la judecată. Și vă întreabă Dumnezeu, zice, Petrică sau Renuța sau Valeriu sau Simona sau, de ce ai făcut asta? Care din voi poate să răspundă că așa ne-a învățat Iacob? Care poate răspunde? Gura nu vă doare. Niciunul. Păi și o să spuneți, eu știu.
Cine interesează pe mine ce vă învăța acum? Da. Hai să fac un pas mai departe. Suntem la judecată. Și o să întreb, bă, dar pentru de ce ai făcut asta? Așa am primit un comunicat de la Uniune sau de la conferință sau de la fratele secretar al Uniunii sau de la cineva. Care dintre noi putem răspunde așa? Niciunul. A, păi, da, așa, dar la răspunsul ăsta ce-o primit Eva? Un șut. Șutul lui Eva a putut să fie vindecat, dar șutul pe care îl primim noi nu mai poate fi vindecat. Tu ține-te în totul, totului tot de Dumnezeu. Folosește, dacă se poate, sfatul fratelui Tomoyoga, secretarul Uniunii. Folosește sfatul lui, dacă se poate, ca să ce? Ca să te ții de Dumnezeu, nu ca să te ții de El. Folosește sfatul meu, dacă se poate, ca să te ții de Dumnezeu, dar nu ca să te ții de mine. Folosește sfatul altui frate sau altei surori, dacă te ajută să te ții de Dumnezeu, dar nu-l folosi ca să te ții de El. Pentru că dacă te ții de cineva dintre oameni, în mod direct, nu te mai ții de cine? De Dumnezeu. Iar aici imperativul spune așa, supuneți-vă dar lui Dumnezeu, pentru că restul n-are de-a face. Dar spuneam la început, cel mai greu lucru pentru viața mea și cel mai greu lucru pentru viața ta este să te încrezi într-o realitate pe care tu nu poți să o verifici și nu poți să vezi starea de funcționabilitate, dacă e în regulă sau nu. Tu mai ușor te încreți de mine când mă mai verifici, vezi dacă e sapele și e în regulă. Dar pe Dumnezeu nu poți verifica. Aici este marea valoare a credinței. Aici este marea valoare a deciziei. Aici este marea valoare, să-i spun așa, a încrederii pe care o ai numai în Dumnezeu. Și zice aici, supuneți-vă dar lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Orice realitate, fie că e vorba de liniștea sufletească, orice realitate, fie că e vorba de un om credincios, de un păstor, cum aș fi eu, sau un prieten din biserică care e mai răsărit, mai credincios decât tine, orice realitate care în vreun fel sau altul îți desprinde mâinile ca să te ții de Dumnezeu și să te prinzi de altceva, este un pericol iminent. Că nu-L vei mai avea pe Hristos niciodată. Închipuie-ți că ești prins cu mâinile de o frânghie. Și frânghia aceasta este Dumnezeu. Orice om care vine și îți prinde mâna ta și ți-o strânge de frânghie, ca să nu-ți slăbească și să dea drumul la frânghie, omul acela te ajută să te ții de Dumnezeu. Dar orice om care îți desface mâna ca să ți-o țină el, să nu te scapi, și îl vezi că el se ține de frânghie și e mai solid ca tine, să nu-l lași să-ți desfacă mâna. Pentru că într-o zi dă și el drumul la frânghie. Și unde te duci? Unde merge el?
Ai înțeles ce ți-am spus? Da, frate Simeone. Mulțumesc, mulțumesc mult. Fratele Simeone întreabă, liniștea sufletească este imposibilă ca să o ai bucurie? Nu, dimpotrivă. Problema este că ea nu trebuie să-L înlocuiască pe Dumnezeu. Că s-ar putea să fie și o liniște falsă. Da. Da. Mulțumesc. Mulțumesc, frate Simeone. E foarte corect. Da. Se ține de Dumnezeu. Corect. Corect. Nu am spus invers. Ceea ce am încercat eu să transmit este că n-ai voie să înlocuiești pe Dumnezeu cu liniștea. Dacă te ții de Dumnezeu, sunt momente în care ai liniște și pot să fie momente când ai și zbucium. De exemplu, când ai zis că nu vii la ora de rugăciune și ești zbuciumat când ai venit, zbuciumul acela de ce vine? Că te ții de Dumnezeu. Mă înțelegi? Ce am zis, frate Simeone? Așa, da. Deci asta este, nici pomeneală. Situația este că să nu ne aflăm, să nu creăm contexte în care liniștea să o folosim ca și cum ar fi Dumnezeu. Că nu e adevărat. Liniștea nu e Dumnezeu. Liniștea poate să vină de la Dumnezeu, dar poate să fie și liniște falsă pentru unii dintre noi în anumite situații. Haideți să mergem mai departe, că mai avem un pic de timp. Spune așa, supuneți-vă dar lui Dumnezeu și împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Un al treilea sau o a treia realitate care poate prin închipuire să-L înlocuiască pe Dumnezeu este, scuzați-mă expresia care o folosesc, grămada. Grămada. Mulțimea. Mulțimea. De multe ori și într-un mod necorect îi condamnăm pe ceilalți creștini din biserici tradiționale, catolic, ortodox, luteran, mă rog. Îi auzi zicând, vorbești cu ei din Scriptură, și îi auzi zicând, domnule, lasă-mă în pace, că ce-or păți ăștia toți, voi păți și eu. Și apoi Dumnezeu doar nu o să le dea foc la toți. Că sunt mulți. Nu? Nu? Am auzit vorbi din astea, nu? Și ne gândim cât de rău poate să judece oamenii aceia. Dar știați că și noi judecăm la fel? Știați? Dacă vine unul la tine și vorbește cu tine și se leagă de un subiect sensibil. De exemplu, zice, bă, frate, zice, tu vine la tine în casă în timp ce tu chiar atunci îți faci de mâncare. Și dacă nu ți-a fost nevasta acasă și ești grăbit și așa mai departe, cel mai îndemână este să tragi sertarul, să faci o păpăraie din 6 ouă, cu ceapă, cu pită și cu castravete murat, ai umplut bendeul, tragi la coasă, mai încerc. Și ăla intră la tine chiar în timp ce îți faci tu păpăraia. Și povestim, nu știu ce, și zice el, într-o doar așa, el e destul așa mai, cum zice noi ăștia, mai extremiști, mai... Bă, frate, bă, dar tu mai mănânci ouă? N-ar trebui să mănânci mai puține? Sau uite, zice prorocul Elenoid, că ar cam trebui lăsate, ce știu eu.
Care e primul lucru la care te gândești? Imediat închizi ochii și îți aduce aminte pe toți frații și pe toate surorile de la biserică care mâncă ouă. Și știi câți îți? Aproape toți. Și atunci ce zici în gândul tău? Apoi ce ori păți ăștia, oi păți și eu. Ca cine judeci? Exact ca ei. Așa e, ori nu e așa? Și atunci de ce zici că ea judecă greșit? Ai văzut? Tu poți să zici ce vrei, dar omul ăla când s-a zis Cocetin, nu a inventat el. Cocetin. A dat un exemplu așa, mai de asta, mai de pe margine, știi, ca să nu dau din alea, că după aia iar merge triste acasă și zice, satele Coman nu a avut ceva cu noi, nu? Nu. Ei, vezi? O altă realitate cu care îl înlocuim pe Dumnezeu este grămadă. Ne uităm la grămadă. În popor sau în limbajul convențional, ăsta este numit spiritul de turmă. Cred că v-am mai explicat o dată sau de două ori ce înseamnă spiritul de turmă, că e altceva, nu ce știți voi. Voi știți că spiritul de turmă înseamnă că dacă oaie sare în gârlă, în timp ce pică, behăie. Și dacă behăie, toate oile fug după ea și sare în gârlă. Și ai pierdut toată turma. Ultima oaie o mai prind și cu ea rămâie mână. Restul s-a dus toate. Mai ce să faci? Ăsta știm că e spiritul de turmă. Dar ăsta este o parte. Spiritul de turmă e altul. Eu am fost cioban. Adică slugă, n-am ajuns la rangul de cioban. Am fost slugă. Și am văzut ce înseamnă spiritul de turmă. Spiritul de turmă înseamnă următorul lucru. Când plecam cu oile la păscut, îmi luam bâta, fluieram și oile venea toată turma după mine. Și era o oaie care mă cunoștea în general pe mine. Și aia era exact în spatele meu. Următoarele două, cu nasul, se băgau sub coada oii din față. Sub coadă, sub fund. Acolo stăteau cu următoarele patru, următoarele șase și toată turma se făcea, pornind de la una, toate oile stăteau cu nasul în fund la cea din față. Nici o oaie nu se uită în față, numai prima. Ăsta e spiritul de turmă. Toate oile se uită în fund la oaia din fața ei și îi miroase fundul. Și ai singura ei plăcere. Cum? Păi nu contează cine se uită, Costele, dragul meu. Contează ce faci tu și ce fac eu. Ăsta e spiritul de turmă. Iar eu și cu voi, toți stăm cu nasul în fundul lui celălalt și în viața noastră n-am ridicat capul că să ne uităm înainte. E grav. E grav. Și noi înlocuim ținerea de Dumnezeu cu grămada. Ce o să facă grămada? O să fac și eu. Ce o să pățească grămada? O să pățesc și eu. Acum, dă bine, poate, dar în ziua judecății, dă rău. Dă rău. Scumpii mei, luați ca un dar sau luați-o ca pe o cară sau luați-l ca pe un sfat sau luați-o ca pe o zestre. Țineți-vă numai de Dumnezeu. Nu de faptul că aveți pace sau nu. Dacă vă țineți numai de Dumnezeu, fie că aveți pace, fie că n-aveți pace, sunteți în siguranță. Dar dacă vă țineți de pacea voastră sufletească și ea nu-i de la Dumnezeu, vă țineți de cine nu trebuie. 2. Țineți-vă numai de Dumnezeu.
nu vă țineți de oameni, nici credincioși, nici necredincioși. Și nu cred că aș fi putut să sugerez, cel puțin în seara asta, după inspirația pe care mi-a dat-o Dumnezeu, nu cred că aș fi găsit o ilustrație mai puternică decât cea pe care v-am spus-o. Ci dacă îți strânge cineva mâna pe frânghia care e Dumnezeul tău și de care te ții, e în regulă. Dacă îți desface mâna, indiferent pentru ce motiv, nu-l lăsa. O să-l pierzi pe Hristos și nu o să-l mai ai niciodată. Și trei, țineți-vă numai de Dumnezeu, nu de grămadă. A, că fericirea face ca de data aceasta toată grămada să fie ținută de Dumnezeu. Lăuda să fie Domnul! Dar dacă tu te ții numai de Dumnezeu, când pică grămada, tu unde ești? Lângă Dumnezeu. Dar dacă tu te ții de grămadă și ea e la Dumnezeu, când pică grămada, tu unde ești? Cu grămada. Cu grămada. Și textul continuă în felul următor. În consecință, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățați-vă mâinile păcătoșilor, curățați-vă inima, oameni ce încă sunteți cum? Cu inima împărțită. Despre cine e vorba? Despre noi. Și nu uita, în seara aceasta suntem cu inima împărțită între Dumnezeu și liniștea pe care o avem, falsă de multe ori. Suntem împărțiți, suntem față de Dumnezeu cu inima împărțită între Dumnezeu și unii oameni în care ne-am pus încredere. Și suntem cu inima împărțită între Dumnezeu și grămadă. Curățați-vă inimile și țineți-vă numai de Dumnezeu. Dragii mei, a Lui să fie slavă și a mea și a voastră să fie hotărârea și decizia. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Ne ridicăm și luăm aminte la o rugăciune. Îți mulțumim, Tatăl nostru, în numele Domnului Hristos, pentru dragostea Ta. Îți mulțumim pentru cuvântul din seara aceasta. Îți mulțumim că ești la dispoziția tuturor oamenilor care vor să se țină numai de Tine. Și în seara aceasta Te rugăm să ne ajuți să ne ținem numai de Tine. Rămâi mângâierea noastră. Rămâi binecuvântarea noastră. Amin. Și numele Tău să fie slăvit în noi și prin noi între oameni, acum și în toți vecii. Amin. Amin. Dragii mei, cu această rugăciune, popasul duhovnicesc al acestei seri s-a încheiat. Dumnezeu să fie cu voi mai departe. Amin. Dacă n-ați mâncat de cină, să aveți o cină cum se cade. Dacă săriți peste cină, e chiar indicat. Cum? Nu-i târziu nici la 1 noapte să mănânci. Eu n-am din astea. Numai e mai bine câteodată să nu mănânci. Nici acum, nici la 1 noapte. Da, numai fiecare după deciziile lui. Și apoi când oboseala își spune cuvântul, să aveți o odihnă plăcută și noapte bună și vă aștept cu drag la biserică, vineri seara, la ora 8. Domnul să fie cu voi,
în zilele care au mai rămas din săptămâna aceasta. Orchestra de muzicuțe primăveri rătăcite este rugată, după ce salut frații, să rămână la repetiție. Pentru restul, cu dragostea lui Dumnezeu, ne despărțim. Amin.